Băi și fete, sunteți pregătiți să vedeți cel mai original clip al anului 2023? Cum adică cel mai original clip? Păi astăzi ne vom juca Minecraft, dar nu putem să atingem culoarea verde. Sunt sigur că n-a mai făcut nimeni chestia asta. Minecraft, dar nu pot să ating culoarea verde. Bun, și chiar acum vom crea o lume nouă de Minecraft, băie și fete, și o să punem și un datapack care să nu ne permită să atingem culoarea verde. Bam, îl avem chiar aici, bă, să sperăm că merge, că văd că e pentru o versiune mai veche, îi dăm done și hai să vedem dacă ne spawnăm pe verde. Chiar sunt curios de câte ori trebuie să facem procesul ăsta până nu o să ne spawnăm pe verde. Ia, sunt curios, ne spawnăm pe verde. Bă... Regia, ajutor, care erau șansele, bă, what, și uite și un portal acolo. By the way, scopul e să găsim diamante de data aceasta, nu să batem dragonul, pentru că vreau să reproducem un short, ca și cum ar veni, știți cum erau înainte challenge-urile din 2022, care au fost foarte populare și cred că v-ați uitat și voi la toate challenge-urile. Efectiv, cred că am făcut atâtea Minecraft, dar nu pot să ating culoarea, gen, cred că am făcut cu toate culorile. Bă, bune, mai dați-mi și mie culori să mai fac challenge-uri din astea. Ce, uite, să facem challenge Minecraft, dar nu pot să ating. Ce culoare mai am mâncat? Ești maroz? Maroz direct. Ok, hai că am luat ora asta. Dar mai întâi vreau să văd dacă merge data pe ăsta. Uite, avem aici culoarea verde și hai să vedem. Da, cred că nu merge data pe cu băie și fete. A, uite mă că trebuie să pun o comandă aici. Bun, și acum ia să vedem. Oh, da, acum chiar merge. Bun, asta a fost de test. Deci ăsta e spawnul nostru. Pe care erau, bă, șansele să mă spawnez într-o mesa? Și vorbesc serios că asta e prima încercare. Dacă nu mă credeți pe cuvânt, e... Aia e, să știți că eu nu vă mint, așa că dacă credeți că nu vă mint, băgați și voi acolo un like. Iar dacă credeți că vă mint, ei bine, nu știu, habar n-am. În fine, și văd că acolo în fața noastră e chiar un portal. Deci scopul va fi să găsim diamante, băi și fete. Și eu din momentul ăsta nu mai am voie să ating culoarea verde. Deci chiar nu mai am voie. Dacă o să ating, o să mor și probabil o să pierd challenge-ul. Deci o să încerc din răzputeri să nu ating, uite, cactusul ăla, spre exemplu. Dar hai să vedem întâi ce e la portalul ăsta. Și ia vezi, ia, că avem o sabie. Mama, deci efectiv nostalgia. Deci în 2022 challenge-urile astea erau super populare, băieți și fete. Acum, sincer, nu prea mai face nimeni challenge-uri de genul. Dar hai să vedem unde am putea noi să găsim un diamant în toată mesa asta. Unde am putea noi să găsim un diamant. Și uite că avem un Mineshaft aici. Băi, deci să lăsați și voi un like pentru acest clip. Pă bune, dar nu m-a lovit nostalgia. Poate o să mai facem clipuri cu Minecraft, dar nu pot să ating culoarea, băieți și fete. Bine, asta dacă vreți și voi. Poate facem cu mai multe culori, dar hai să vedem pe aici să ne ferim de verde și să vedem ce putem noi găsi prin Mineshaft-ul ăsta. Am auzit un scheleton, nici nu e bună, dar nu contează. Sunt șase foarte mari să găsim diamante în Mineshaft-ul ăsta, mamă, ce întuneric e. Bun, hai să vedem, mamă, unde m-am băgat și eu pe anteră, m-am băgat direct la parkour pro. Ok, avem niște aer acolo, dar acum avem o singură problemă. Băi, eu m-am spawnat într-o mesa. Dar noi nu avem pic de lemn. Cum ar trebui să fac eu rost de lemn ca să-mi craftez și o chestie? Pă bune dacă nu. Chestiile astea ne dau stick-uri, dar noi avem nevoie neapărat să ne facem un crafting table. Așa că parcă văzusem un deșert acolo. Deci hai poate găsim un copac ceva în deșert. Bă, dar stai așa un pic. Eu sunt verde. Oh da, problema rezolvată. Hai că m-am făcut full valoare, ești nebun. Acum sunt tot galben. Uitați-vă, până și capa mea e galbenă și până și sabia asta e galbenă. Sunt full haur, mă, full valoare. Mamă, să am grijă să n-ating buruierile astea, frate. Oh, mama mia. Uite câți copaci acolo, perfect. Mă, mergem acolo direct, mergem direct acolo. Dar sper ca până acolo să nu mor de foame. Mamă, nu s-am ce să bag la maț, băie și fete, efectiv, nu s-am ce să bag la maț. Bun, și aveți scara, da, muntele Atos. Mamă, să am grijă la buruierile astea. Astea cred că sunt verzi, nu? Ok, să nu le atingem. Opa, aveți, bă, etanul village-ul acum. Mamă, și e village de ăla de deșert. Mamă, numărul 1, că putem să mergem pe acolo, dar n-avem o treabă. Dar acum hai să luăm și noi niște lemn și să avem grijă să nu ne cadă frunza în cap. Bă, da, frunzele astea sunt verzi. Băi, și fete, eu sunt cam discromat. Ăsta e verde, bă, frunzele astea sunt verzi. În fine, nu mai contează, hai să luăm lemnul și să mergem în village-ul ăla, pentru că e posibil să găsim acolo niște diamante, că de ce nu. Ok, cred că am luat destul lemn. Hai să mergem în village acum. Mamă, dar cât verde e pe aici. Bun, trebuie să ocolim tot verdele ăsta și să ajungem neapărat în village. Ia, hai să facem noi o schemă și să luăm dirt-ul ăsta frumos așa. Bam, bam, bam și bam. Și acum zic să ne băgăm frumos la un parcurs pro. Hai că
pro dacă e. Ce ai, băi, ești de bun, nu vreau să pierd challenge-ul ăsta. Efectiv, e prea, sunt prea zmeu pe challenge-urile astea, n-ar trebui să-l pierd. Mamă, și nu mai pot să sprintez deja, bă, nene, sper că e mâncare, Virgula. Oh, da, văd hay bale-urile chiar acolo. Dați-vă la o parte că mor de foame, dă-mi coace fânul, mă, nene. Opa! Am auzit un zombalău. De ce am auzit un zombalău? Cred că e ceva cave jos aici pentru că se aud zombie. Și bam, facem pâinică să intre direct la mațul meu. Oh, da. Hopa, și stai așa că putem să facem roșii de iron. Bam, avem o bucată de iron. Mamă, și acum trebuie să-l găsim pe urât și direct în cave mă duc. Oh, uite-l acolo, uite-l acolo pe băietan. Bă, să nu te atingi cu labele alea verzi de mine. Voi vedeți că stare verde pe el? De stai așa un pic, dacă-l ating oare o să mor? Ok, nu mor, deși are verde pe el până la urmă. Bun, hai să-i dăm. What, a căzut nisipul. Hai să-i dăm în cap la urât. Ia uite-l acum, s-a blocat. Bă, ăsta s-a blocat, nu mai poate să se miște de acolo, ești de bun? Bă, gine, a căzut nisipul. A căzut nisipul și acum nu mai poate să se miște, fraierul. Ia dai sabie în cap, bă, fraiere. Bam, bam, bam. Bam! Și ia să vedem cât iron, 5 iron, let's go! Bom, și acum facem frumos pickaxe-ul și facem și o sabie, că de ce nu, să le dăm în cap la dușmani. Și acum mai avem de găsit diamante, dar s-a lăsat noapte și cred că ar trebui să ne culcăm, sincer să fiu. Și voi vă dați seama că eu acum dacă ating cactusul ăsta micuț, efectiv o să mor și o să pierd challenge-ul. Ok, nu trebuie să facem chestia asta. Mamă, fiți atentă, fază periculoasă, băieți și fete. Ok, bă, unde mă culmă și eu aici? Bă, cum era nebunia. Voi vă dați seama că dacă acum intram, îi dădeam fugă pe aici și intram în planta asta, efectiv pierdeam. No, e prea greu challenge-ul ăsta. Uite-te și tu cum toți inamici în jurul meu. Mamă, hai repede să ne băgăm la somn până nu se spawnează vreun zombie. Gigele, dă-te bă de acolo că vreau eu să mă culc. Hai, marș din pat. Nu sta, de ce stă ăsta pe mine, frate? Uite-te și tu cum stă. Băi, nenorocitule, dă-mă drumul de aici. Ok, hai să vedem ce. Mamă, deci efectiv chestul ăsta e inamicul meu numărul 1. Cum bă să ții atâta verde în tine, nenorocitule? Ok, dar unde am putea noi să găsim diamante acum? Că în village-ul ăsta sigur nu o să găsim nimic. Dar cred că trebuie să găsim un cave neapărat. Așa că hai să vedem unde am putea noi să găsim un revine ceva. Ok, acolo pare să fie un revine. Oh, dar ia vezi aici. Ia vezi aici cât am mai revine-ul. Mă, că sigur găsim diamant. N-are cum, deci n-avem cum să dăm greș. Ia vezi ia cât am mai revine-ul. Ia să vedem vreun diamant pe aici. O grămadă de gol, bă, dar e full valoare seed-ul ăsta, pe bune, adică până și eu sunt valoare. Băi, doi, dacă vreți și voi să vă jucați pe acest seed, băieți și fete, uitați, vi l-am lăsat exact aici în stânga. Iar acum să ne uităm de diamante și să sperăm că nu o să atingem nimic verde. Ce ar putea să fie verde acum în mina asta? Probabil un zombie sau ceva. Mamă, să vină un zombie pe la spate sau un creeper, cred că și el ar putea să fie o problemă, zic. Bam, bam, ia vezi cu mătru verde că vorbeam de el. Băi, nebunelule, te rog frumos, nu te atinge de mine. Deci dacă te atingi de mine, bă, dă-i drumul de aici, te verzui. Hai, pleacă, nu, mamă, era cât pe aici. Te rog, pleacă de aici. Bă, experiența nu se pune, dă-o acolo, adică, pă bune, deci nu m-a omorât experiența, deci e ok. Ok, mamă, m-au încolțit dușmanii, oh my god. Cum fac eu, bă, să găsesc diamante fără să mor? Opa, uite-mi cum mai shift aici. E antenă, dacă nu, aici trebuie să fie diamante pe undeva. Aoleo, dă-i aveți păiejeni, aoleo, Baba Vanga. Băi, Baba Vanga mi-a dat cu verde, nu-i corect, dar n-am murit. Stai așa că trebuie să scap de Baba Vanga. Bă, da, dă-i bă drumul de acea de Baba Vanga. Mori. Nu, mamă, pe ea, nu. Dă-i bă drumul. Pleacă. Și pleacă. Mori. Nu îți mai da cu poțiuni. Mori odată. Bă, dar nu mai moare, gata, a murit. O inimă, dă și fugi. Doamne, nu puteam să cred că e așa de greu challenge-ul ăsta. Bun, hai să băgăm și noi ceva la maț. Ok, pare că stă siguranță aici. Doamne, ok, uite că avem iron. Bă, hai să ne facem și noi ceva armură de iron, că nu se mai poate. Și avem și cărbunele, let's go, tătuțu. Băi, doi, băieți și fete, dacă vreți să facem live-uri cu challenge-uri de-astea vechi, gen, nu știu, Minecraft, dar nu pot să ating o culoare, scrieți-mi la comentarii și poate o să facem live-uri cu challenge-uri de genul. Cred că ar fi o idee destul de tare, sincer să fiu. Bun, și acum facem furnace-ul și punem direct iron-ul ăsta la prăjit. Și până se prăjește iron-ul, hai să vedem ce mai e Minecraft-ul ăsta. Bun, s-a făcut tot iron-ul, iar acum cred că ar fi o idee bună să ne facem un scut, bam, și niște
buți. Gata, mă, m-am blindat și eu corespunzător sau respect? Și acum că sunt blindat din cap până picioare, hai să mergem să căutăm diamantele alea. Mamă, dar unde m-am băgat? Aoleu! Băi, 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 dai drumul de aici. Păi, și vezi că păianjenul ăsta are un fel de verde pe el. Bam, mori, mori. Aia, vezi, domnul Creeper. Nu, nu, nu. Oh my god, ce am crezut că lapisul ăla e diamant, frate, dar nu, e doar lapis, e doar lapis efectiv. Come on, pă bune că n-am văzut niciun diamant până acum. Ar trebui să mergem mai jos undeva. Aolea, nu, ar trebui să rumă nec, asta e ideea. Ok, ok, cred că pe aici am putea să coborăm mai jos. Dar ia uite cum așteaptă verzișorii, mărere, cum așteaptă verzișorii. Bun, hai să facem o schemă și să vedem dacă putem să dăm drumul la apa asta până jos. Aia zic, mărere, mă, fii atentă schemă ce am făcut. Cu cobor eu cu liftul, hai de capul meu. Aoleu, bă, dar cum a nimerit ăsta, nu? GG, pă bune. Doamne, nu pot să cred că am pierdut. Bă, cel puțin am atins ucular. Ce-ai, bă, ești nebun? Nu vreau să pierd challenge-ul ăsta. Efectiv, sunt prea zmeu pe challenge-urile astea. N-ar trebui să-l pierd.